Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 117 ediții de analize economice, un proiect comun Ghidiz Viitor și Privesc Eu. Toate celelalte ediții le puteți urmări pe paginile noastre Ghidiz Viitor, Privesc Eu sau pe pagina mea ioniț.md la rubrica analize economice. Astăzi avem un subiect mai complicat și anume despre fluxurile licide de capital, un subiect care a devenit în prezent, să zicem așa, de un interes sporit. Drept dovadă este că Organizația Națiunilor Unite, și anume Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, în acest an, pentru prima dată, a publicat date oficiale privind comerțul ilicit, fluxul ilicit de capital în comerțul internațional. Este doar pentru o listă nu prea mare de țări, guvernele care au acceptat să ofere astfel de date, sper că și vom ajunge și la Republica Moldova, dar mai devreme de Organizația Națiunilor Unite, încă din 2005, un centru de cercetare din Statele Unite, și anume Global Financial Integrity, s-a specializat pe estimarea fluxului ilicit de capital care circulă în lume, au luat de la caz la caz, în unele cazuri au 135 de state în curs de dezvoltare, în alt caz 140 ceva de state au. Deci, în total, vorbim până la 150 de state în curs de dezvoltare, unde ei estimează cam care este volumul fluxului licit de capital din comerțul internațional. Și aici vreau să aduc câteva explicații, că de fapt subiectul este atât de complicat, că nu vor fi atât de multe grafice, sper că nu va fi teoretic ceea ce voi spun eu, dar este o temă la care noi toți trebuie să medităm și trebuie să înțelegem că de acest fragel este și Republica Moldova afectată, mai mult ca atâta din cele 148, maxim 150 de țări pe care le-au examinat, au fost examinate pe parcursul anilor, Republica Moldova se situează printre primele 50, deci noi fluxul licit de capital raportat pe cap de locuitor la noi este într-o situație destul de neplăcută, a fost, este și din păcate rămâne și încă va mai fi, bănuiesc, de mult timp. De aceea astăzi, pe lângă faptul că voi încerca să estimez care este amploarea fenomenului în Republica Moldova, vom mai reveni la acest subiect și vom face o analiză care este poziția Republicii Moldova în comparație cu alte state. Astăzi, totuși, vreau să explic pe scurt ce aceasta fluxul ilicit de capital. În limba engleză este folosit noțiunea ilicit și ilegal. Este o diferență, cine vrea va citi, aveți referință și puteți citi singur. Deci ilicit nu înseamnă întotdeauna ilegal. Cum spun unii experți, atunci când cineva în mod perseverent trece frontiera, ne încălcând legislația, dar trece cu mărfuri, ne plătim nici un fel de taxă, nu ilegal, dar este ilicit. Deci fluxul ăsta de capital sau evaziunea fiscală oricum mare loc. De aceea vă las singur să citiți ce înseamnă diferența dintre ilicit și ilegal. Apropo, aici nu vor, chiar dacă la Conferința Națiunilor Unite, cu sediu la Geneva, este implicată și o altă structură a Națiunilor Unite legată cu crimă și cu droguri, totuși aici în comerțul ilicit noi nu vorbim despre comerțul ilegal, cum ar fi cu droguri, cu arme. Vorbim de comerțul legal care are loc și pe lângă comerțul legal, unii reușesc, utilizând contractele legale, utilizând mecanisme legale, să facă transfer ilicit de capital, de multe ori, inclusiv cu tentă de spălare de bani, cu tentă de fraudă fiscală, sau inclusiv banii proveniți din activități legale de peste hotare și aduce înapoi în țară sau din țară și îi duci peste hotare, apoi aduce înapoi în țară. Asta sper că vă reușesc să le descriu pe toate, dar în mare măsură, fiindcă să mă întrebați cum am făcut eu estimările, am luat patru forme a fluxului ilicit de capital care are loc în toată lumea, inclusiv în Republica Moldova. Experții de la Organizația cu sediu în Statele Unite au estimat care este volumul minim la noi, care este volumul maxim pentru fiecare formă de fraudă, hai să zicem o fraudă, de flux ilicit de capital, iar eu voi explica ce înseamnă lucrul acesta. Deci la importul de mărfuri, fluxul ilicit de capital poate fi organizat prin două mecanisme. Atunci când factura este supraestimată,
m-ați întrebat, când ai nevoie supraestimezi factura când faci importul de mărfuri? În cazul de corupție. Și explic foarte simplu. Atunci când un funcționar, decedent, când un decedent, are dreptul să decidă asupra procurărilor unor bunuri de import, cum ar fi păcura, gazul, autobuze, trolebuze, noi ne confruntăm cu așa un fenomen, factură supraevaluată. Deci la o factură de 10 milioane de dolari, cât ar trebui să coste normal, noi primim o factură de 13 milioane de dolari. 10 milioane merg la vânzător, 3 milioane merg în offshore. Țineți minte lucrurile astea, că ne va trebui ceva mai târziu. Și acum în felul acesta, ai un flux ilicit de capital de ieșire din țară. Deci banii ies ilegal din țară, acei 3 milioane din 10 milioane, din 13 milioane care am dat, ei au ieșit din țară, ăștia sunt banii noștri, care nouă ne se bagă după asta în tarif, ne se bagă în costuri, ne se scoate în bugetul de stat, iar ei bine mersi o părăsă țara să află pe conturile offshore undeva peste hotare. Deci asta este prima formă de ieșire a capitalului din țară. Acest flux ilicit, apropo, are destul de mare amploare, acum și am să arăt cam cât e de mare Republica Moldova, conform estimărilor experților, și eu sunt de acord cu ei. Spre exemplu, recent, ca să fie clar cei care ne ascult, recent ziarul de gardă a publicat o investigație, apropo, n-am văzut nici o reacție la autorități, asta este extrem de îngrijorător, legat de păcura, care sunt condiții stări de urgență, a fost procurate și eu ajuns la concluzia că păcura a fost plătită de către compania din Republica Moldova la un preț cu mult mai mare decât a luat o firmă intermediară de la vânzătorul primar. Diferența de preț este pur și simplu incomparabilă, aproape de două ori mai mare. Deci lucrul acesta văd că nimeni nu se anchetează. Apropo, acum chiar vreau să mă adresez celor de CNA. În 2006-2007 am fost contractat de o companie străină ca să evaluăm performanța CNA-ului și vă pot spune un indicator de performanța CNA-ului este reacția lor la astfel de investigații. Apropo, tot ziarul de gardă a realizat în luna mai o altă investigație prin care noi înțelegem că, de fapt, toată păcura a fost cumpărată cam la prețul maximum pe care el a o investigație aceasta și este cu mult mai mare, cu aproape de 1000 dolari, în condiția când prețul de achiziție a fost undeva din jur de 5-600 de dolari. Lucru care, cum m-au arătat, e prima. Banii, facturi supraevaluate, banii iasă din țară. Hai, cum vin înapoi, așa vom vedea. A doilea, facturi subestimate. Asta, de regulă, se întâmplă la evaziunea fiscală. Se aduce marfă în țară și în loc să declarăm la vamă că valoarea mărfii la un tir este de 100 de mii de euro sau 200 de mii de euro, noi declarăm doar 100 de mii, ne împăcăm frumușel cu vame și în felul acesta facem o evaziune fiscală și este un fel de contrabandă care are loc în Republica Moldova. Apropo, la sfârșit vă voi da și vreo două cifre care ne sunt destul de îngrijorătoare, că v-am spus, mie îmi place așa cifre, dar evident, în felul acesta în țară intră bani care nu sunt declarați și ei după aceasta trebuie să mai scoți înapoi din țară. Al treilea formă este la export. La export, iarăși, avem facturi supraestimate. Deci atunci când noi facem exportul unei mărfă și ia banii care e marfa care este exportată, noi o declarăm că are o valoare cu mult mai mare decât valoarea reală. Pentru ce avem nevoie de așa ceva? Eu am numit-o repatrierea banilor furați. Și am să vă dau ceva mai târziu cum se face lucrul acesta. Deci, cert este că se face exportul de mărfuri și ele se supra, la un preț supraestimat. Și ultima, la export facturi subestimate. Ce înseamnă lucrul acesta? Scoaterea ilicită capitalului din țară. Cineva aici a lucrat, a câștigat niște bani și vrea să-i scoată din Republica Moldova, atunci el poate face niște exporturi la o valoare declarată cu mult mai mică decât în realitate și în felul acesta banii lui, deci el a plătit în numerar, spre exemplu, a cumpărat producție agricolă de 1 milion de dolari, dar a plătit în numerar numai 500 de mii, marfa iese de 500 de mii, dar în realitate scoate din țară marfă de 1 milion de dolari, aceea e diferența de 500 de mii de dolari, este banii lui ilicit care a câștigat aici, nu are modalitate legală de scoate din țară și e că folosind aceste facturi subevaluate, el a scos bine mersi bani și am să vă dau un exemplu cu o țară. Noi avem, de fapt, în vreo două țări lucrul acesta se întâmplă la noi. Am să vă dau un exemplu cu o țară unde la noi facturile acestea subevaluate sunt pur și simplu de 10 de milioane de dolari în fiecare an. Deci avem toate situația.
avem exporturi, avem importuri, avem subevaluări, supraevaluare a facturilor. Lucrul acesta se face de fiecare dată, fie că vorbim de corupție și atunci avem facturi supraevaluate pentru ca să plătim mai scump pentru bunuri. Noi le plătim, nu ei plătesc și banii pleacă din țară și ajung pe conturile offshore. După aceasta ei trebuie să aducă înapoi banii. Vin cu mărfuri supraevaluate, fac exportul și au adus bani în țară, după aceea să mai fac alte operațiuni. Astăzi, dacă să-mi ajungă timp, pot să-și o scurt exemplu cum se face spalarea de bani. Și în felul acesta, noi avem fluxul ilegal de capital. Care mărimea lui în Republica Moldova? Deci, ce sumă de bani vorbim noi? Deci, iarăși, se estimează că în prezent, la noi, de la an la an, vedeți așa, de 2009 până în 2018, 10 ani la rând, acum puțin a crescut, deci undeva 15-20% din volumul comerțului nostru internațional, deci cam aceasta este valoarea fluxului ilegal de capital. Ilicit, de fapt nu ilegal, dar ilicit de capital. Pentru Republica Moldova, eu am făcut în baza acestor estimări, estimările mele puțin diferă cu estimările experților și există anumite explicații, dar cert este că toate sunt estimări, fie la mine, fie la experți, am folosit metodologia lor și am ajuns la concluzia că în acest an, apropo, am micșorat cifra, ea depășește $2 miliarde, dar am micșorat-o din cauza că am considerat că comerțul care este generat de război din Ucraina, cumva aici fluxul ilicit de capital nu participă, toate că el participă. Dacă ținem cont și de fluxul care îl avem în prezent, de generat de comerț cu Ucraina, atunci la noi avem nu 1,38, dar $2 miliarde. Deci anual din comerț internațional intră și iese ilicit în și din Republica Moldova 1,8 miliarde, dintre care intră în țara noastră $1 miliard și iese $1,60 miliarde, deci $1,100 miliarde și iese $700 miliarde. Deci asta este fluxul ilicit de capital care are loc anual în Republica Moldova. Deci, când vorbim și dacă vrem să facem anchetă și dacă vrem să scăpăm, că acum am înțeles unii deputați stând tare îngrijorați de bunicuța care vrea să-și cumpere pastile pe acei 100 de euro care trimit nepoțica din Italia sau din Germania, unde mai este nepoțica, și vor să o oblige pe bătrânică să vină cu buletinul. Vreau să vă spun, oameni buni, obligați pe colegii voștri să nu se ocupe cu fluxul ilicit de capital, ca să o fac doar câțiva oameni de zile, și atunci dacă scăpăm de 1,38 miliarde de dolari flux anual ilicit de capital, lăsăm bunicuța în pace și nu mai deranjez de ceea ce face bunicuța. Deci uitați-vă, care sunt ieșirile ilicite de capital? Câți bani iese de la noi din țara anual? Apropo, știți, nu că ei iese și nu se mai întorc înapoi, că banii aceștia iese și după asta trebuie să intre înapoi. Deci anual, în acest an, vor ieși ilicit, prin facturi exagerate la procurările de bunuri importate, undeva $550 milioane. Când spun că banii ăștia iese din țară, vă rog, trebuie să vă speriați. Că el când iese din țară trebuie să vă speriați și când intră în țară trebuie să vă speriați. Din cauza că exercițiul este în felul următor. Imaginați-vă o persoană care participă la achiziții public, fie de motorină, fie de gaz. Al procură la un preț cu mult mai mare decât costă el, la vânzător, la producător se duce suma corectă, iar restul, diferența de 10, 20, 30 de milioane de dolari, depinde de la caz la caz, rămâne în offshore. Banii au rămas în offshore. După aceasta, e clar, unii merg pentru iachtă, alții merg pentru casă în Viena, mai știu pentru ce merg acolo, dar unii trebuie să aduce înapoi acasă, trebuie să finanțezi partidul, trebuie să cheltuie în campanie electorală, trebuie să le spui la moldoveni cât de bine este și banii trebuie să aduce înapoi în țară. Păi banii se aduc înapoi pe altă schemă, prin suprafactură la mărfurile exportate. La mărfurile importate. Și atunci banii la mărfurile exportate. Și banii aduce înapoi în țară și după asta cum îi face numerar, poate reușească astăzi. Deci ați văzut, $550 milioane anual ies în țara noastră doar pe o singură poziție. Acum cu contrabanda. Contrabanda și evaziunea fiscală la mărfurile importate. Avem o situație destul de tristă. Am luat încasările trimestriale din TVA, doar din TVA. Nici cauza am luat TVA-ul. TVA-ul este în impozit pe consum. Dacă vă uitați atent, în trimestrul 2, în anul trecut, noi am avut încasări din TVA, 6,38 miliarde de lei, iar anul acesta, în trimestrul 2, avem 6,35 miliarde de lei. Avem o scădere nu atât de mare, dar grav este, știți cum spune, ce rău să spunem în detalii.
Haideți să ne uităm la detalii. Noi avem încasări de tavan din două poziții. La mărfurile și serviciile prestate pe teritoriul public Moldova și la mărfurile importate. Uitați-vă la mărfurile și serviciile prestate pe teritoriul public Moldova. Încasările de tavan nu mult au crescut la 2,3 la 2,5 miliarde lei, ceea ce se caracterizează prin faptul că la noi, într-adevăr, anul acesta nu avem o creștere mare a consumului. După criză, oamenii consumă mai puțin real, dar după volumul de bani, vă dați seama, inflația care am avut, totul s-a scumpit, noi cheltuim mai mult, dar cumpărăm mai puțin. În schimb, TVA-ul la mărfuri de import a scăzut la 6,31 la 5,33 miliarde lei. Deci avem o scădere pur și simplu halucinantă, lucru care trebuie să trezească îngrijorare, că cel mai probabil acum ne confruntăm cu un proces amplu de evaziune fiscală la vamă. Deci, punctul B, da? Deci am vorbit de patru fluxuri ilicite de capital, unul dintre care este atunci când factura este subestimată. Deci trebuie să trezească îngrijorările autorități. Săptămâna viitoare, luni sau marți, voi veni cu un exemplu clar care, pe de o parte, este o dovadă clară că avem contrabanda și noi punem în pericol securitatea și sănătatea publică. Dar asta săptămâna viitoare. Azi doar vă spun că v-am dat acest exemplu. Deci atunci când omul trebuie când scoate capitalul din țară prin marfă subestimată. Avem două țări cu care la noi este astfel de capital. Formatul ediției noastre nu-mi permite să dezvolt foarte mult acest subiect, dar doar am luat un singur exemplu, Federația Rusă. Uitați-vă atent. În Federația Rusă legal, am luat doar până în 2021, în Federația Rusă legal, în 2021, noi am exportat mărfuri de 276 de milioane de dolari. Rușii legal au importat la noi de 416 milioane de dolari. Avem o diferență de 140 milioane de dolari. Uitați-vă pe fiecare an, 98 de milioane, 137, 134, 136, 140. Deci noi exportăm la dânsi mai puțin decât importă de la noi. De unde apar lucrul acesta, diferența de facturi? Da, trebuie să spun aici, că mi-au spus-o și exportatorii că de multe ori serviciul vamal la Federația Rusă exagerează că valoarea mărfii în vamă, dar este și o formă ilicită de a scoate capitalul din Republica Moldova. Cine scoate capitalul și-l duce în Rusia? Nu așa, fără să vreau, îmi vine în minte un singur exemplu. Ucrainienii, după ce s-a început război, au calculat, la noi n-a făcut nimic calculi, poate știi șeful serviciului de frontieră, dar ucrainienii au calculat că 85% din toată contrabanda din Ucraina o gestionau ofițerii FSB. Dacă credeți că la noi stau alte cifre, nu știu, poate o credeți, eu nu cred. Și atunci șede ofițerul aici, gestionează contrabanda din Republica Moldova, o parte din banii cheltuie aici pe loc, restul trebuie să ducă înapoi în Federația Rusă și avea punctul D. Deci foarte clar cum se face lucrul acesta. Deci astea sunt formele clasice de flux ilicit de capital, care încă o dată repet, în acest an îl estimăm la 1,8 miliarde de dolari. Aici la ultimă bonus. Cum se face spălarea de bani? Foarte pe scurt, poate reușesc. Despre aceasta am vorbit acum 2 ani de zile. Și voi dau iarăși exemplu și sper că cei de la CNA vor avea reacție. Atunci când am publicat prima dată aceasta în 2 ani în urmă, poliția a ieșit imediat cu un comunicat ca să confirme ce am spus eu este adevărat. După aceasta toate lucrurile s-au liniștit. Vă aduceți aminte când am povestit că atunci când noi procurăm, când funcționarii noștri procură pe banii noștri lucruri scumpe și în felul acesta iese banii din țară și ajung pe conturile offshore, după asta trebuie să aduce înapoi în țară. Cum să aduc banii înapoi în țară? Cel mai ușor să aduci prin exportul de produs, exporturi la un preț mult mai mare decât cel real a producției agricole. Imaginați-vă că noi exportăm grâu, deci nu învinuiesc agricultorii, Doamne ferește, deci învinuim un grup micuț de oameni din Republica Moldova. De regulă ăștia nu sunt, cred că toți știți că lista lor e foarte scurtă, care, pe de o parte, au posibilitatea să încheie contracte publice ca să dea la pedieță banul public, să ajungă pe conturile offshore, după asta cum aduce banul înapoi în țară, că el are nevoie de bani. Păi iai producția agricolă și cumperi marfă de 10 milioane de dolari producția agricolă, iar tu de fapt o exporți cu 15 milioane de dolari, în felul acesta fictiv, băgând 5 milioane care nu există, și tu din offshore îi aduci înapoi în țară și banii ajung pe conturile unui agricultor. Îi rămâne ultima problemă, cum agricultorul îți dă să ia numerar. Cum spunem la noi, cum cășuiești, cum faci căș, cum faci abnălicică, cum vreți folosiți. Se face foarte simplu. Eu când am scris 2 ani în urmă despre piața produselor gri a produselor petroliere, atunci cumva nu m-am gândit și la aspectul de spălare de bani. M-am gândit doar la aspectul că la noi
Uitați-vă, de la 50-37 până la 51% de motorină se vinde pe zona gri, așa numită vânzările angro, lucru care nu corespunde cu consumul real. Deci bănuim că transportatorii și agricultorii care procură motorină pentru consum personal, de fapt, jumătate din această motorină o vând, făcând evaziune fiscală, ne plătind TVA-ul, restul acciza se plătește la vamă. Și acolo am calculat evaziunea fiscală de peste 100 de milioane de lei anual. E mult, evident, dar nu e atât de mult ca noi, într-adevăr, să strigăm atât de mult. Am publicat atunci, a ieșit poliția și, într-adevăr, a deconspirat un punct de acesta de vânzare motorină. Credeți-mă, plin în țară, sunt sute de aceste puncte. Nu găsești, cred că, centrul raional și orășel sau sătuc cât de cât mai mare, ca să nu există un punct de ăsta Eurocub și unde se vinde motorină. Păi vreau să vă spun că această motorină nu participă la evaziunea fiscală, dar participă la spălarea de bani, că atunci când banii furați de la noi au ajuns pe conturile offshore, după asta au intrat înapoi în țară, prin schema care am numit-o noi C, deci prin schema A, prima, să o țineți minte, banii au plecat din țară, prin schema C, banii au ajuns în țară, și atunci acum agricultorul poate face numerar foarte simplu. Prin consum fictiv de motorină, pe care apoi o vinde în numerar, și acest numerar ajunge în mâinile celui care trebuie. Altfel spus, piața de motorină, care sub vigilența dormită a NRE-ului, în zona gri este, în prezent a scăzut-o, leacă de oricum, cred că numai puțin de vreo 20% curat este în zona gri, este de fapt o piață care este utilizată până în prezent pentru spălare de bani. De aceea, iarăși astăzi, a patra oară, cred că vorbim cu cei de la CNA, lucrul este foarte simplu. Motorina care se vinde ilicit, ea nu este pur și simplu motorina care participă la evaziunea fiscală. Noi vorbim despre motorina de miliarde de lei care se vinde, prin intermediul cărora banii scoși prin frauda bugetului din țară, introduși înapoi prin altă fraudă în țară, în sfârșit prin intermediul motorinei sunt transformați în numerar și sunt dași la aceia care vine campanie electorală și vor avea nevoie de bani ca să ne convingă pe noi cât de buni sunt ei, cât de frumoși sunt ei și cât de tare trebuie să-i votăm pe dânsi. Aceasta a fost pe astăzi, este o temă destul de complicată. Am încercat în măsura posibilităților să o descriu cât e de posibil. Cred că va trebui să mai revin la această temă. Iar pe astăzi doar vreau să țineți minte. Din nefericire, Republica Moldova rămâne în topul țărilor cu cel mai mare flux ilicit de capital din comerțul internațional, iar în acest an el este de 1,8 miliard dolari, o cifră prea mare pentru noi așa de sărași cum suntem. Vă mulțumesc și până data viitoare!